de copii excelenți care, deci care fac performanță în Brăila, unde dumnealui nu are niciun, absolut niciun fel de merit. Iarăși, domnul președintele Consiliului Județean, președintele președinților, nu ratează niciun moment ca să facă ședințe foto cu podul, o investiție care începe și noi să ne dăm seama din ce în ce mai mult că excede spațiului regional. Ce să vă spun, am mai văzut câteva lucruri, deci vorbesc de Galați, da? Alei cu pavaj solar în grădina botanică, muzeu de artă vizuală, pistă de biciclete între Galați și Pădurea Gârboave. Oameni buni, oamenii aceia fac parte, deci noi suntem în opoziție, da? Suntem obiectivi, oamenii aceia livrează, oamenii aceștia nu livrează absolut nimic. Din cauza faptului, și din cauza faptului că până acum opoziția a fost absolut mimată, au deprins o mentalitate, nu știu dacă este cuvântul, poate e prea greu cuvântul, de grof. În sensul că țin toată populația, deci o prostesc și o sărăcesc masiv și continuu pentru a-și conserva hegemonia, privilegiile și statutul. Și lucrul ăsta trebuie să trebuie să înceteze. Trebuie să înțeleagă că prin bășcălie și prin faptul că nu își fac treaba, nu pot livra alegătorilor lor și, de fapt, tuturor cetățenilor urbei și, în general, tot județul, ceea ce au promis. Practic, ei nu fac nimic.